Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Bine să vă văd în această seară aici. Eu sunt Cristian Mungiu. După mai mulți ani în care am participat la multe evenimente comemorative pentru niște mari artiști de-ai noștri, am decis că de fapt e mai interesant atâta vreme cât putem și mai plăcut și pentru ei și pentru noi să-i onorăm cât vreme sunt încă în viață și nu după ce nu mai sunt printre noi. Așa încât am început de acum câțiva ani să un exercițiu de exprimare a recunoștinței, dacă vreți, față de niște oameni care au fost importanți în viața noastră, care au avut o statură artistică, dar și morală, deopotrivă. Și sper să avem ocazia cât mai des, chiar și după acest eveniment, să ne bucurăm de cât mai multe filme și de cât mai multe piese minunate interpretate de formidabilul Victor Lebenciuc. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Cristian Mungiu. Ne auzim, doamnelor și domnilor, ne auzim. Ne auzim bine? Da. Păi bună seara! Preiau de la Cristian Mungiu faptul că încetul cu încetul trebuie să învățăm că o aniversare e o aniversare, nu e o comemorare. Sunt două cuvinte fundamental diferite. Noi suntem în seara asta la o aniversare. Ne bucurăm de faptul că putem să stăm de vorbă și că putem să fim în preajma unui mare artist. Așa cum a spus și Cristian Mungiu, e un mare artist căruia nu-i plac cuvintele mari. Dacă tot stai pe lângă el și dai cu cine știe ce atribute, devine sfios, reticent, nu mai e discursiv, n-ai un partener de dialog. Dacă vorbești absolut normal și pui problema absolut normal, ai o șansă să stai de vorbă cu o personalitate mare. Și ca la orice întâlnire de felul ăsta, o întâlnire importantă, începe cu un vestitor. Avem un vestitor care zice ceva și zice foarte frumos. Vestitorul ăsta este Horațiu Mălele. Ia uitați! Victor Benju, viața este o himeră, idealul o iluzie, Tihmaleh. L-am cunoscut acum vreo 45 de ani, nu știam mare lucru despre el, știam doar că este un actor măreț. El, în schimb, nu știa nimic despre mine, absolut nimic. Între timp, lucrurile au început să se miște. Eu, în chimia mea iluzorie, am început să urc, el nimic. Eu dă și dă, mai sus, mai sus, el nimic. Mereu, constant, în măreția lui. Am bătut cu ele, am petrecut sforile și cu un ultim efort m-am aruncat pe platforma idealurilor mele. Am privit în sus, respirația n-a mai respirat, intestinele s-au făcut zdrențe. Mă urmărea tăcută, pupila imensă a unui ochi gigantic. Mirarea mea a privit în jos. Locuiam pe buza superioară a unui cap colosal. Deasupra era nasul. Distanța de la mine la el era de o prăjină. Ca să ajungi la nas, îți trebuia o condiție foarte bună, deasupra nasului, cei doi ochi gigantici. Aerul teribil, liniștea și luciditatea ce ți-o conferă trupul într-o asemenea situație m-au făcut să înțeleg că acest colos, mereu constant în măreția lui, era unul din reperele idealului meu iluzoriu. Coborârea este periculoasă. Mai rămân. Coborârea este periculoasă. Mai rămân, zice Horațiu Mălele. Doamnelor și domnilor, să mai rămânem în preajma domnului Victor Lebenciuc.
Păi bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună și mulțumesc seara. Frumos că ați venit! Da. Și mulțumesc frumos că ne dați ocazia să vedem ce am văzut aici și ce o să mai vedem aici. Uh-huh. Mi-a zis când ne-am întâlnit să fiu blând. Cum adică? Blând cu mine. Ah. Să nu mă băgați în... O să spun destul de prostii, că la astea sunt, mă descurc. Dar oricum, sunt foarte emoționat că văd lume în sală care a venit să se uite la un om scos de undeva, de la păstrare. E, lăsați, că sunteți foarte bine. Da. Sunteți foarte, foarte bine. Ați auzit mesajul lui Horațiu Mălele? Nu, am citit ce scrie el. Ce ziceți? Cum vi s-a părut? Mi s-a părut că știe să scrie. Cum e într-un moment de felul ăsta? E un om cu care vă știți bine. Da. Ați făcut un gest foarte frumos, despre care s-a și vorbit la un moment dat. În momentul în care Horațiu Mălele a preluat rolul Ilie Moromete, v-ați dus la primul tur de manivelă să-i fiți alături. Da. E cineva cu care vă știți bine, circulă da. Ceva da. Între dumneavoastră. Da. Când primiți un asemenea mesaj, ce se întâmplă în dumneavoastră? Ce reacționează prima dată? Vreo formă de orgoliu sau altceva? Nu, n-am orgoliu. Eu nu. N-am orgoliu, nu-mi place orgoliu. Nu mă consider mai bun decât altul. Mă consider un om care încearcă să fie bun. Ce pot să simt? Am fost impresionat când am citit. Acum îmi dau seama, n-am auzit prea bine de acolo cine vorbește și ce spune. Am citit, în cartea lui are o carte minunată cu da. Multe poezii, cu multe cugetări și am citit-o în carte. M-a emoționat, adică nu credeam în particular, de-a dreptul în față, nu mi-a spus niciodată nimic. Și nici nu se poate să-mi spună, n-are ce să-mi spună, cum o să-mi spună așa ceva, e rușinos. Dar vedeți, cum vă descurcați în situațiile în care cineva vă spune absolut cinstit da. Că vă adoră, că vă respectă, că v-a urmărit ani în șir, că însemnați ceva în viața lui sau a ei? Cum vă descurcați în situația asta? E un sentiment amestecat. În primul rând, îmi dau seama că nu am muncit degeaba, că munca mea de-a lungul a 60 ceva de ani, cât am fost, 65 de ani, cred, 65-66 de ani de când sunt în teatru. De când am intrat, că am călcat prima oară pe scenă da. Și primul film l-am făcut în 59. Nu se spune eu, e un sentiment plăcut, nu e un sentiment neplăcut. Să vezi că lumea apreciază, dar nu știu cum să răspund la asemenea. Am fost invitat la Iași, au făcut acum vreo 2-3 ani un festival de film pentru mine, dedicat mie. Și eu zic, dar ce să fac eu acolo? N-am ce să fac, n-am ce să spun. Ce mă întreba, cum? Păi nu știu cum e. N-am cum, ce să spun, că eu am jucat în niște filme și tu faci un festival, asta e treaba. Dar mai departe ce să zic? N-am ce să zic, ce să spun, cum joc eu, ce deștept sunt eu, cum mă gândesc eu, nici nu spun în ce filme am jucat. Nu pot să spun, cine m-a văzut bine, cine nu, asta e treaba, la revedere, ce să facem. Mai e un mesaj. Eu am și mail. Asta e vorbit, filmat. Victor și Mariana sunt, fără doar și poate, actorii mei preferați într-un mod fără egal. Sunt printre cei mai mari actori pe care i-am văzut vreodată în întreaga lume și am această onoare și privilegiul de a fi avut și de a avea prieteni, cu toate că, din nefericire, nu am reușit să lucrăm împreună pe scenă. Am lucrat cu Victor doar la un singur film, filmul meu, unicul meu film de lung metraj, Apărarea chineză, în care juca un secretar de partid cu un umor acidulat inegalabil.
Însă l-am cunoscut în 1979 pe Victor, când eram student în anul 2 la regie și într-unul dintre multele ocazii în care m-am dus să văd Furtuna lui Ciulei, la care am asistat ca student și la repetiții. Victor se pregătea să intre în scenă, la grădina Icoanei, și atunci, pentru prima dată, am stat de vorbă cu Victor și fiind venind vorba de tata, care a fost directorul care a înființat teatrul din Târgu Mureș, Victor a început să-mi enumere actorii din distribuția unui spectacol din anii 50. Este vorba despre Pescărușul în regia lui taică-meu. A fost un gest extraordinar de amintire, o memorie extraordinară, dar și un gest de mare respect față de acei actori, de ceilalți din Breaslă, chiar dacă acei actori erau dintr-un teatru de provincie. Am admirat această autenticitate, acest adevăr, această clipire de geniu în care fiecare părticică, fiecare articulație a lui emană actorie. Da. Un mesaj de la Tompa Gabor. Istoria teatrului. Am jucat cu doamna Bulandra, am fost partener cu doamna Bulandra. Deci, din secolul trecut. Eu la asta mă refeream. Cum vă simțiți când cineva vă spune, de-aia insistam eu așa, cum spune Tompa Gabor, un om, Victor Rebenciuc, este un om care emană prin fiecare celulă, prin fiecare articulație, teatru. Chiar emanați teatru așa, prin fiecare celulă, prin fiecare articulație? Mă doare piciorul ăsta, e celula în care eman teatru prea... cum să mă simt? Sunt în public și... nu mă manifest. Bun, cum era... pentru că tot a venit vorba despre o generație. Da, el este... Gabi Tompa este... un admirabil director de teatru și un regizor absolut deosebit și și-a făcut un teatru cu o trupă perfectă. Foarte adevărat. Perfectă. E cel mai bun teatru din țară. Este cel mai bun teatru din țară. Și de multă vreme, de când a dispărut Bulandra, de când a fost îngropată Bulandra, de ultimul ei director. De atunci, Tompa, se pune problema... din cauza nenorocirii care s-a întâmplat cu Pino, unui nou director la Național, ar fi cel mai bun director. Cel mai bun ar fi. Dumneavoastră, ca om de școală militară, vă plac ordinea și disciplina, fără da? Fără discuție. Cum v-ați înțeles la început cu doamna Aura Buzescu? Pentru că erați cineva care venea din teatru de amatori. Da. Bănuiesc că păstraserăți ceva din lumea teatrului de amatori. Nu știam altceva, în nu știam univers. Altceva, da. Cum a fost întâlnirea cu doamna Aura? Nu știam, e adevărat, am intrat în lumea teatrului de amatori în mod întâmplător. În școală, cineva, unul din colegi, la un moment dat mi-a spus, băi, tu o să joci într-o piesă pe care o pun eu aici. Și în perioada aia, era în anii 49-50, se jucau piese de propagandă politice. Piesa în care am jucat se numea Ce i s-a întâmplat Gherghinei. Ce i s-a întâmplat Gherghinei? Gherghina, în loc să se ducă la doctorul pe care îl trimite partidul la sat, ea s-a dus la doftoroi, și care era mână-mână cu Chiaburu. Și eu jucam Chiaburu. Da. Și o piesă, într-un act, o piesă. Am jucat de câteva ori în școală, noi între noi acolo, au fost niște festivaluri școlare pe da. Raion, pe nu știu. Și gata, s-a terminat. A fost o chestie, am făcut-o, mi-a plăcut, așa, eram împreună cu niște colegi, făceam o chestie nouă, mă jucam, auzisem. Nu fusesem la teatru niciodată nu fusesem. Familia mea, niște oameni amărâți care nu aveau treabă cu teatru și câștigau existența, nu aveau treabă. Și auzeam la radio, aveam un radio mic, o Fileta se numea, de la Philips mic, și auzeam teatrul la microfon.
Asta a fost educația mea teatrală. Teatru la microfon. Cunoșteam actorii, ascultam cu plăcere, îi recunoșteam după voce. Deci am jucat piesa aia la început și după asta, la un moment dat, unul din colegii mei spune, băi, eu sunt la Ateneu, un Ateneu popular de pe Bitan, unde vrem să punem o piesă și n-avem chiabur, nu vrei să vii tu să joci chiabur? Ba, viu, am zis. M-am dus acolo, era un instructor, am citit, m-a pus să citesc, să vadă omul cu cine are de-a face. Am citit piesa, rolul și la urmă mi-a spus, nu joci chiabur, o să joci rolul principal. Și era Hârbu cu leacuri, se numea asta. Adică ăla era, ce am și fost atunci, doftoroiul care omora țăranii cu plante medicinale. Și după asta am rămas cu instructorul ăsta și m-a tot purtat. Am fost undeva pe Grivița la un ateneu care se numea Constantin David, după aia la Negulici, un ateneu care era la liceul Mihai Viteazu sau pe lângă liceul Mihai Viteazu pe acolo. Și dar nu-mi trecea prin cap că eu mă pregătesc pentru o profesie jucând teatru de amator. Nu aveam niciun fel de problemă. Eram la o școală medie tehnică, mă pregăteam pentru meseria de specialist în transformatoare electrice și asta era treaba. Și asta o făceam așa, în loc să mă duc să joc fotbal pe Maidan, mă duceam la Ateneu Popular acolo și repetam piese, am intrat și în cor, deși sunt călcat de elefanți pe ureche, dar cântam, nu se băga de seamă că e unul care cânta iurea. Și jucam, dansam dansuri populare și n-am avut treabă. În ultimul an am făcut o piesă cu un spectacol la școală pentru colegii mei, cu o piesă pe care o jucasem acolo la Ateneu. Era o piesă care avea un singur personaj principal, Neanae învață carte. Asta era un analfabet care era portar la o întreprindere și făcea fel de fel de încurcături neștiind carte. Unul din bancuri era asta, că îi spunea unul, băi, vezi că o să vină tovarășul Iarca, cu I de la Y. Da, am înțeles. Și când vine tovarășul, zice, eu sunt Iarca, da, și unde e Y-ul? Întreabă. Astea erau bancurile. Dar piesa s-a jucat, au râs. Au râs copiii, colegii mei. Și directorul școlii mi-a spus, bă, repede, bă, dar tu trebuie să dai la teatru, bă. Și atunci mi-a venit ideea, am zis, stai, domne, poate că e ceva. N-am spus nimic acasă, nu am spus alor mei. M-am dus, m-am înscris, am dat examen, mă rog, erau niște cursuri de pregătire acolo. Dar n-ați intrat printre primii, ați intrat printre primii. Printre ultimii. Ultimii? Ultimii. Cum așa? Cam penultim am fost. Da. Cam penultimul, cred, penultimul, antepenultimul, ceva, că n-am fost chiar ultimul, nu. Că știți cum sunt la examenele astea în facultate, că sunt chibiți, deci de anul 2, de anul 3, care îi știu aia, te învață, vină, măi, fa asta așa, că mai bine, nu, du-te și pune pe acolo, ceva. Și îmi spun, când am făcut repartizările după ce s-au terminat examenele, erau doi profesori care luau clasă, Aura Buzescu și Bălțățeanu. Doi mari actori, imenși actori amândoi, imenși. De asta vreau să-l completez pe Gabi, că îi știu și pe ea de dinaintea generației noastre și a generației lui Toma. Îi știu pe ea de la care am învățat și eu teatru, pe care i-am văzut după aia fiind student. Și m-a repartizat la Laura Buzescu. Eu habar n-aveam, unde e mai bine, dacă e mai bine, unde e? Și veneau la mine, băi, du-te, bă, tu faci comedie, făceam comedie în perioada aia. Băi, du-te la... spune să nu te treacă la Bălțățeanu, că Aura Buzescu e tragediană asta, nu închide comedia, te înorșești, te distrus, te trântești la anul. Erau, primii doi ani erau eliminatorii. Da. Și mă, să mă spun, dom'le, nu vreau la Aura Buzescu, eu dă-mă la Bălțățeanu. De ce să spun asta? Și cui să-i spui? Ce, dar n-avem curaj. Cui să spun? Da, cum o fi așa. Și când am început cursurile, ne trecea pe scenă, pe fiecare, era așa un podium, și ne trecea pe fiecare ca să facă cunoștință cu noi din nou, să ne mai vadă. Și
Și la mine, când m-am gândit, cine te-a învățat să faci așa? La circ să te duci, la estradă să te duci. Știam, eu făceam ce știam, ce învățasem, ce... Na, nu mă învățase nimeni deștept ce să fac din teatru. Și tot așa zunea, nu e economie de mijloace, nu te strâmba, nu cu tare. Domnule, țipat, un semestru întreg a țipat la mine, că atunci când spunea, hai, repenge, treci acolo, mai bine să se deschidă pământul, să mă înghită, să nu mai vreau, nu mai vreau. Ce caut eu aici, de ce am venit? În fine, a trecut asta și la un moment dat lucram cu ea împreună o scenetă în două personaje. O luasem din Urzica, o scenetă, era anul nou, care vrea să intre, anul nou, ce an era atunci, 52, 53, 53 cred că era, care vrea să intre în America și eu jucam Vameșul care nu-l lasă să intre pentru că avea probleme, anul nou. Da. Și era amuzant așa. Și a lucrat cu noi, ea a avut o perioadă de vreo lună și ceva, avea sinuzite, avea probleme, n-a venit la școală și după ce a venit la școală a luat toate bucățile pe care le repetam noi înainte de a se îmbolnăvi, să vadă în ce stadiu sunt și când după ce ne-a văzut pe noi, pe mine și pe Anca Berești, jucam împreună în piesa aia, a spus, de ce n-ați fusese o vizită a unor personalități, nu știu, din altă țară și la clasă s-a prezentat altceva. Era un exercițiu colectiv, mă rog, s-a prezentat ăla. Era un bun și ăla, era un exercițiu bun. Și ea a spus, doamna Păzescu, de ce n-ați prezentat, dragă, sceneta asta? Ea nu spune nimeni, de ce? Dar după asta, relațiile mele cu doamna Buzescu au fost extraordinare. Ne-am înțeles perfect, absolut perfect. Eu înțelesesem între timp ce vrea de la mine. Nu știam ce vrea de la mine. Eu credeam că eu fac teatru, că sunt artist. Dar nu eram. Eram un artist stricat, un artist ieftin. Și... datorită ei, faptului că spunea, nu te strâmba economie de mijloace, asta însemna să nu te strâmbi, uite, acum sunt trist, acum sunt ciudat, nelăburit. Trebuie să ai înăuntru, să ai sentimentul stării, nu, să ai starea, nu mimica, să faci mimica. Da. Cum spunea Sica Alexandrescu, spunea, dumneavoastră, acum intri aici și te miri. Bine. Da, era o economie a mijloacelor, adică cum să administrezi mijloacele mai degrabă. Da. Mai avem un mesaj. Ați spus că aveți și mail. Mi-am adus aminte de un lucru. Unul dintre primele mail-uri pe care le-am primit, cu foarte mulți ani în urmă, e un mail de la dumneavoastră. Ne întâlniserăm la Cluj, bătuserăți drumul până acolo. Emisiunea nu, noastră la începuse... Timișoara, cred că, nu știu unde, da. Ați venit la Cluj, pe urmă v-ați dus la București, mail-ul pentru noi era o noutate. Da. Mi-ați scris un mail și l-ați semnat Rebe. Eram obosit. Cum arată patriotismul dumneavoastră? Sunteți patriot? Da, sigur că sunt patriot. Sunt patriot, dar... N-am bătături în piept din cauza asta și a fi... A fi patriot nu cred că înseamnă a-l clama toată ziua. A fi patriot înseamnă a-ți face treaba bine. Dacă râzi de români, poți să fii patriot? Dacă râzi de români atunci când ei sunt de râs. Dar să râzi de români în general, să... Mai niciun fel de considerație față de români înseamnă nu că nu ești patriot, înseamnă că nu ești normal. Era 26 ianuarie, ce dată? Da, 26 ianuarie 2002 era, da. Mai avem un mesaj, că tot veni vorba de mesaje. Dragă Victor, ce bine ar fi să fiu acolo și să te îmbrățișez personal.
Ți-aduce minte, ultima dată m-am întâlnit cu Mariana și cu tine la ambasada română din Budapesta, la proiecția filmului nostru. Am râs mult pentru că cu această ocazie am povestit că datorită regizorului și operatorului ce bine a reușit scena noastră de sărut. Era lungă, amețitoare și plină de pasiuni, dar după filmare tot pe Mariana ai luat-o de nevastă. Mărturisesc, Victor, că în adâncul sufletului, degeaba au trecut ani, eu am rămas aceeași fată simplă ca Ilona din film, care păstrează amintirile. Te sărut și te îmbrățișez, Victor și Mariana, cu mare, mare drag. Te sărut. Fain mesaj! Da, asta e chiar o surpriză. Ce om drăguț. Femeie minunată, un om minunat și o actriță deosebită. O actriță foarte bună, foarte bună. N-a vrut să învețe bine românește. Dar vorbește bine. Că Liviu o chemase la teatru să vină, dar n-a vrut să învețe bine românește. A plecat în Ungaria și a făcut acolo o carieră foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și filme a jucat acolo, și seriale la televiziune și nu știu, da. Când ați fost în 65 la Cannes, da. Și a fost Dita Mai Succesul și ați descoperit lumea aia. Da. Veneați dintr-o țară săracă. Cum era? Cum era la Cannes? Da, eram speriați, eram niște amărâți, fără bani, adică filmul nostru nu avea niciun afiș, nicăieri un afiș, unul mic, așa, cât o A4, da. Nu avea nicăieri niciun afiș. Dar stăteai acolo, la Cannes, croazetă, frumos, la hotel Majestic, sau nu mai țin minte cum îi spunea. Ați locuit bine, a stat bine, în condiții bune. Repede, eram participanți în festival, eram cu filmul nostru acolo. A fost bine, a fost foarte bine. După aia, a fost o chestie minunată că când am plecat acolo, era prima oară când plecam în vest. Și toți eram așa, Gina Patrichie, săraca, Dumnezeu să o odihnească, când am plecat, n-aveai voie să iei bani cu tine. Și când am plecat la aeroport, era plecat de pe aeroportul Băneasa, ăsta nu exista încă, aeroportul de la Otopen. Și eram aferească, plecăm acolo, toată lumea ne era frică, nu știu ce-o fi, cum o fi, unde mergi, nu știam, abia așteptați, nu știu cum arată vestul ăsta în care oamenii se duceau la bar și se îmbătau cu Coca-Cola. Când am să ne urcăm, am chemat la urcare, să facem checking-ul, am spus hârtie, trebuia să completez o hârtie, nu știu ce, era un document care trebuia completat. Și unde e, nu știe unde e, în fine, bagă mâna în poșetă și scoate chei, scoate ochelari, scoate un teanc de bani, până acolo mai umblă, până acolo, și în fine, dă de hârtie. Și până începe să le bage la loc și când ajunge la bani, ăștia zice, ăștia, aveți, e cineva de-a dumneavoastră, bă, în aeroport aici? Da, ne, bărbatul meu, dați-i lui, nu puteți să-i luați. Da. Eu am trecut cu bani, aveam 500 de lei la mine. Și ce-ați făcut cu ei? Cea mai mare afacere pe care am făcut-o. La Viena să știam că se schimbă bani. Știam, așa că mi-a spus cineva, vezi că la Viena, când e scală, se schimbă rublei în dolari. Și am stat până la Viena, așa, să văd, când ajungem acolo, să mă duc repede, să nu mă vadă lumea, că e bani. Să văd unde e cecul ăsta, oficiul de schimb, să schimb banii. Am umblat până aeroport, în fine, am găsit și când ajung acolo, tot avionul românesc era la coadă să schimbe banii. Și în fruntea lui, Ani Coseleș.
care nu știa la București unde spuneam, băi, vezi că vis-a-vis ai un restaurant, vis-a-vis de hotelul Lido unde stătea, ai un restaurant acolo, lactă vegetarian. Eu nu știu unde este, nu știu unde. Băi, vis-a-vis, trei strada, nu, nu pot, eu ai concert la, nu, nu. Da. Și ea era prima acolo. M-am dus, mi-a dat, am 500 de lei, mi-a dat 6 dolari. În țară era alt curs, în țară la dolari, era alt curs. Și am luat 6 dolari, zic, nu-mi convine, nu-mi convine, nu m-am atins de ei. Când ne-am întors, i-am schimbat la Viena, din nou, și am dat dolari, sunt de ale și mi-a dat un sfert de bani care i-am dat, pentru că ăla nu valora nimic. Se cheamă că ați făcut o afacere. Da, am făcut o afacere foarte bună, da. Am plătit într-un fel voiajul, da. Și asta a fost una și a doua scenă care a fost într-adevăr emoționantă. După ce s-a terminat festivalul, am plecat la Paris, unde am stat vreo două zile, două, trei zile. Și acolo m-am întâlnit cu Penciulescu la Paris, a fost foarte frumos și am mers împreună și am mai... La Montmartre am mers împreună, Place Pigalle, mă rog, că acolo a fost cu Anico, vedeam, astea erau sările cu striptease, primeau striptease, am cu Radu, am mers la striptease atunci acolo, am văzut și eu, dar niște amărâte erau acolo, mă rog, da. Și mergeam cu Anico, cu Gina, și odată Anico spune, măi, ioi, ce miroase frumoasă, mă, ce miroase frumoasă, ce miroase frumoasă. Și zice, ioi, mă, băi, era mireasă frumoasă, vrea să spună. Și era una striptizoaică cu un văl de mireasă în cap, atât. Și asta era toată poza. În toată atmosfera asta. Da. Dar era o nebunie. Am avut un șoc când am ieșit din metro, mergeam cu metrou în Place Pigalle. Și când am ieșit din metro, era un ecran mare acolo, cu luminat, era seară, se făcuse seară, bine. Luminat, ce nu văzusem în viața mea, așa ceva, o chestie, o nebunie, era o nebunie, pur și simplu, tot ce... Era o reclamă, evident, o reclamă la ceva, nu știu la ce era, dar era minunat, era nu văd, era, nu ce să vezi reclame, era, nu decât lozinci cu trăiască, și florească. Nu pot să mă abțin, trebuie să întreb asta. Când ați fost la striptease, a fost și domnul Ciulei? No. No. Nu, el n-a mai venit la Paris. El n-a mai venit. Sau dacă a venit, nu l-am văzut. Numai noi actorii am mers la... Nu, cred că Liviu n-a mai venit la Paris. Da. Cu Ana Seleș ați fost și cu Gina Patrichi? Cu Anico și cu Gina Patrichi, dar noi trei. Vorbeați vreo secundă despre, nu știu, să rămâneți, să fugiți, no. Să... Nu, eu nu vreau, nu am avea până gândit să rămân, pentru că știam că nu pot face profesia. Nu cunoști limba. Nu cunoști limba, nu poți să joci. Ce joci acolo? Nu poți să faci o carieră. Păi, ceva acolo, dar nu se leagă de o carieră. Nu ai roluri, nu poți să ai roluri. E greu să ajungi să ai roluri importante. Niciunuia dintre dumneavoastră nu-i trecea prin capul lucrul ăsta. Nu. Poate Anico o să meargă la Budapesta. Mm-hmm. Dar nu, Gina, nu. Și asta a fost o chestie emoționantă, că am mers pe Champs-Élysées, ne plimbam pe Champs-Élysées cu Anico și cu Gina și la vitrinele alea de acolo fetele plângeau. Când se uitau la vitrinele cu modă, rochi, cosmetici, astea, plângeau cu lacrimi. Eu m-am dus și am văzut un film. Mai țineți minte pe care ce film voiam să-l văd, adică dacă ajungem la Paris, mergeam la Cannes, nu știam, dacă ajung la Paris să văd, că știam de filmul ăsta, citisem de filmul ăsta, West Side Story, da, jucat de nu știu câte vreme la Paris și avea succes în continuu, am vrut să văd filmul ăsta, aveam 10 franci, atât am avut, i-am dat atât de biletul, am văzut filmul. V-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Era ce nu văzusem până atunci sistemul ăsta de teatru. Nu văzusem. Un musical. De Broadway. Da. Teatru de Broadway, de musicaluri.
Nu văzusem așa ceva. A fost extraordinar. Vedeți, e foarte interesant. Erați într-un film, erați dita mai actorii dintr-un film foarte apreciat. Filmul ia premiu de regie în 65 la Cannes. Faceți o călătorie la Paris. Sunteți într-un film premiat. Vă găsiți în lumea filmului. Cum vă simțeați când erați atât de neimportanți public? Oameni fără bani, actrițele plângeau în fața unei vitrine, dar erați actorii dintr-un film la care s-a aplaudat, da, și un film care a fost premiat. Dar nu știa nici dracu. Evident. Trebuie să fie foarte greu lucrul ăsta. Dar nu, nici nu vroiam să mă știe cineva acolo. Nu vroiam să... Ce să mă știe? Ce să mă arate cu deștul? Bă, ăsta e ăla care... Vreau să văd, să cunosc, să aflu ce se întâmplă pe acolo, cum trăiesc oamenii ăia. Mi-a plăcut. Parisul l-am luat în brațe de la început, din prima clipă. Mi se părea foarte cunoscut, mi se părea foarte de-al nostru. La întoarcerea acasă, senzația asta că vii dintr-o lume în care ai trăi cu aspirațiile și cu... Știam că n-am avut decât o învoire ca să pot să ies din pușcărie, să văd puțin ce mai e pe afară și să mă întorc înapoi. Știam treaba asta. Nu așteptam să găsesc altceva. Și ce să compari? Nu puteai compara. Nu se putea compara ce e acolo și ce era la noi. Nu se putea compara. La noi era o chestie, asta e. Aici te-a pus Dumnezeu, aici rămâi. Ce să faci? N-ai ce să faci. Nu poți schimba nimic. Și cu toate astea, în 1965 a început o carieră și în teatru și în film, dar acum... Nu, în film am avut o pauză după asta. Cât? Vreo câțiva ani buni. 3-4 ani, nu mai știu cât am avut. Cred că primul film după asta... Deci n-a sărit toată lumea pe dumneavoastră imediat după povestea de la Cannes? Nu, ferească Dumnezeu. Nu. Nu. N-a sărit nimeni. Nu. Cu toate astea, ia, uitați. Poate să apară Victor? De când ne-am apucat mulțime, când dragoste cușine, păi ne vorbește zi și noapte. Și urmează, cine ești? Îmi permiteți să mă prezint. Locotenent Apostol Bologa. Domnul Ilie Moromete. Bibicu? Ăsta e Bibicu? E, da, frate, când îți pui odată, ia mantul, da-mi de culo și te prinde minarea. Hai la lanci, la lanci, la lanci! Toți bărbierii e săraci! Până la două căpățână, nu mă rânc o săptămână! Părinte, dacă nu cânți acum, să fiu al dracu dacă nu-ți închid biserica. Când era primer, tăciți, tu singura și eu. Tu nu știi cât de înfiorător de subțire pot să vorbesc. Deci, izbișoară, izbulice. Da, bine, da, da, sunt eu. Doamna ta iubită, dragostea ta cea mare! Am cunoscut-o pe mea. Și mea ei. Ia-mi nenea aia, ia-mi aia, ia-mi aia alaltă. Ia-mi la taia și la aia și aia alaltă și... Uite! Uite! Uite, uite! Uite, uite! N-am! Asta mi-o cânti dumneata, Nea Ilie, de când te știu eu. Dar anul ăsta gata! S-a terminat cu n-am. N-am! Păi de unde să-ți plătesc, bă, dacă n-am? Dacă aș putea să fac bani, aș făcea și eu, domn. După băget e mică, așa e, decât tu nu ești băiat prost. O mai cârpești de aici, de acolo, dacă nu curge pică. Lasă că știm noi. Știți cum să nu știți, tocmai noastră să nu știți coane, pădică, străiți. Și nu-mi pare rău dacă știți să faci lucrurile cu minte. Mie îmi place să vă servească funcționarul cu tragere de inimă. Ministrul Justiției. Da, dar cu mine de ce nu vrei să vorbești? Bă, n-am fost securist, măi. Bă, sigur că mi-au propus. Lasă că și tu ai fost utecist. Nu mai
bine, sănătate, să fii, să fii, să fii. Nu, și am lăsat ceva la poarte pentru dumneavoastră. Am strâns noi din fondul de rulmen ceva. O să vă placă, sunt sigur. Vă mulțumesc. Servis patria. Paștele mășii de Nuriaș, chiar restez eu pe tu. Bă, Nuriașul, bă! Împași pe mama voastră. O ilustră persoană din sala de așteptare m-a constrâns cu violență să intru aici, închizându-mă în această specie de celulă. Acum aștept din partea dumitale scuzele de rigoare. Eu te rog să... Tu ce mă rogi, domnule, ce mă rogi? Nu știi ce crede, domnule? Că dumneata ești un impostor care mi-a furat mie medalia mea. Nu e adevărat. Suntem tot ce e mai frumos pe lumea asta. Dar de ce zici tu, Victorie, că nu bei țuică? Ce, ai stomacul deranjat? Nu, Nelie, dar nu obișnuiesc. Noi obișnuim? E foarte, foarte frumos. Este că e fain montajul? Da, da, un montaj foarte frumos, fain. Da. În situațiile astea, lumea nu prea se întrebuințează la montajele astea. De data asta, prietenii de la Festivalul de Film de Cana Bucarest au făcut un lucru foarte bun. Da, și da, ăsta da montaj despre o părticică din activitate. Da. Îndrăzniți de la dumneavoastră, chiar și acum, după atâția ani de experiență, sau lăsați textul așa cum e? Sunteți cu minte și ziceți textul? Nu. Nu, niciodată. Nu, niciodată n-am făcut treaba asta, pentru că doamna Buzescu m-a învățat respectul față de text. Asta era o chestie esențială. Și când am jucat la municipal era atunci, se numea, doamna director, doamna Bulandre era director, am jucat Moartea unui comis voyageur, Bif. Am jucat Băiatul cel Mare, Jules Cazaban, care a fost un actor extraordinar, extraordinar de-a dreptul, dar avea această nebunie de a adăuga texte, de a băga texte de la el. Pe mine mă scotea din sărit și se întreba, nene, dar de ce faci asta, de ce băi asta? A, mă, puștule, mă, termină, ce? Păi nu, domnule, te întreb, de ce faci asta? Că pe mine profesoara m-a învățat să respect textul. Pe cine să cred eu acum? Spune și mie, pe dumneata sau pe ea? A, mă, puștule, mă, asta era. Aici, în Moartea unui comis voyageur, nu mergea. Pentru că aveam niște chestii, era o replică, îl invitam, ai mai bine vii, hai să jucăm cărți. Ce cărți să jucăm? Ce să jucăm? Și ăsta nu era în text ăsta, ăsta spune, e carte. Și de unde vine e carte? Nu. E carte, e parte. Ce este, nu era în Miller, nu era chestia asta în Miller. Cum pui bancul ăsta acolo? Ce rost avea? Dar în Victor Ioan Popa, în Tache Anche și Cadir, acolo, domne, era ceva, era extraordinar. Acolo mergea să bagi poante de-astea. Avea o scenă cu Carol Cron, Ițic, Ianche cu Ițic, avea o scenă. Doamne, nu s-a terminat decât așa, pentru că le atrăgeau atenția colegii. Hai, domne, gata, a terminat. O lungeau la infinit. Erau geniale amândoi, pentru că improvizau. Improvizau și făceau lucruri extraordinare. Dar uite, vezi, nu merge peste tot improvizația asta de text. Dar aici se potrivea. Nu m-a deranjat pe mine. Când sunt colegi care improvizează sau bagă de la ei, cum ar veni, le atrageți atenția, le spuneți? Nu. Nu le zic. Nu, pentru că sunt din alt secol și nu pică bine când îi faci observație uneia care crede că a făcut un act de mare eroism, de mare deșteptăciune, băgând niște replici de ale lui
gura personajului. Ce să-i spui? Că nu e bine? Știe că nu e bine. O face. Poate că nu știe. Da, știe.